A început sub împăratul Iosia, acel împărat care a avut o viață foarte frumoasă, o trezire spirituală. Citim aici în versetul 3, din versetul 2 mai exact, în al 13-lea an al domniei lui Iosia. 13 și Iosia a ajuns împărat la 8 ani, deci avea Iosia 21 de ani și Ieremia era considerat copil, deci am putea spune că cu ceva era mai tânăr decât Iosia. Având în vedere că Iosia a fost un om care a trăit cu Dumnezeu și în anii împărăției sale a slujit Domnului, după ce a fost găsită Cartea Legii Domnului, o reformă spirituală deosebită, cum n-a mai fost decât pe timpul lui Ezechia, într-o anumită asemănare, și la moartea lui Iosia, citim în a doua carte a Cronicilor, Ieremia a făcut un cântec de jale, pentru că mai exact de atunci a început viața sa de jale. Tinerețea a avut-o frumoasă, o viață de trezire spirituală. A prins vremuri bune, dar citim aici în 2 Cronici 35, cu versul 25, Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântările lor de jale până în ziua de astăzi. Această cântare de jale a fost pentru Iosia în primul rând, poate a fost și pentru Ieremia și a fost pentru țara întreagă, pentru că începând cu acest moment a urmat la tron alți împărați, dar niciunul dintre ei bun. Copii sau nepoți de-a lui Iosia, dar numai împărați răi. El a trăit și a profețit până după căderea Ierusalimului în mâine babilonienilor, fiind târât în Egipt, și tradiția ebraică ne spune că acolo el a fost omorât. Să privim așadar mai întâi la viața lui. El, după cum citim în primul capitol al cărții sale, versetul 1, Ieremia fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot. Deci era preot, locuia în Anatot, aproximativ 4 km nord de Ierusalim. Tinerețea a fost una, cum v-am spus, credem, bună și la, în sensul trăirii lui cu Dumnezeu și în sensul împrejurărilor, dar a urmat imediat după moartea lui Iosia, a urmat 4 împărați. 2 au domnit câte 3 luni, 2 câte 11 ani, deci asta înseamnă 22 de ani și 6 luni aproximativ, în care Ieremia a avut o altă viață, nici de cum frumoasă. Citim doar câteva versete din cartea sa, de exemplu în capitolul 20, ni se spune că Ieremia a trăit o vreme de criză economică, o vreme de prigoană, o viață foarte grea. 20 cu versetele 2 și 3. Și Pashur, unul din preoți, a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temniță cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin în casa Domnului. Și mai citim un alt cuvânt, Ieremia 37, cu versetul 16. Așa a intrat Ieremia în temniță și în gherlă, unde a stat multă vreme. Și un alt verset, 38, cu 6. Atunci i-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței. Și-au pogorât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi și Ieremia s-a afundat în noroi. Acești 22 de ani ai vieții sale au fost mai mult în temniță, bătut, o vreme de foame din Ierusalim, i s-a dat prin îngăduința regiului Zedechia câte o pâine în fiecare zi din ulița Brutarilor până când s-a sfârșit toată pâinea din cetate, a fost deseori prins și necăjit aproape în fiecare zi, încercat să fie ucis cu vorba. Așa s-a desfășurat viața lui. După acești 22 de ani, întoarceți pagina, în capitolul 40, când a fost luat Ierusalimul în robie, versetul 4 și 5, a fost pus în libertate de către Nebuzaradan, unde este scris: acum iată te izbăvesc astăzi din lanțurile pe care ai la mâini, dacă vrei să vii cu mine în Babilon, vino și vei îngriji de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine în Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta, du-te unde vei crede și unde îți va plăcea să te duci. Însă, fiindcă el zăbovea să răspundă, i-a zis: întoarce-te, a adăugat el la Gedalia fiului Ahicam, fiului Șafan, pe care l-a pus în împăratul Babilonului peste cetăți. Versetul 6, Ieremia s-a dus la Gedalia fiului Ahicam la Mițpa și a rămas cu ei în mijlocul poporului care rămânsese în țară. A rămas în țară sub dregătoria lui Gedalia aproximativ 5 ani, iar după aceea
Întoarcem în capitolul 43 și ni se spune căci niște căpetenii ale ioștirii în frunte cu Iohanan fiul lui Careah, versetul 6, au luat bărbații, femeile, copiile și pe toate sufletele care lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, precum și pe prorocul Ieremia și pe Barac fiul lui Neria, și au plecat în țara Egiptului. Așa s-a desfășurat viața prorocului. O copilărie și tinerețe bună și frumoasă, cu o chemare timpurie, dar a urmat 22 de ani de prigoană, de temniță și de urmărire. Aproximativ 5 ani de trăire mai lejeră în țara lui Israel și apoi târât în Egipt, unde, potrivit tradiției ebraice, a murit. Tot legat de viața sa, câteva caracteristici ale vieții sale. Întoarceți la capitolul 1. Nu ni se spune exact la ce vârstă a fost chemat, dar totuși el recunoaște în versetul 6 căci sunt un copil. Copil fiind, totuși, citim în versetul 15 și 16, căci iată, voi chema toate popoarele de la miază noapte, vor veni, așa, și îi spune Dumnezeu aici până în finalul capitolului, care este slujba lui, și un cuvânt îl adaug din capitolul 15, versetul 16, unde este acceptul lui Ieremia pentru slujbă. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Ieremia a acceptat această slujbă. În mod normal și în plan pământesc, când cineva este ales într-o funcție, sau îi se atribuie un serviciu anume, el trebuie să-și dea acceptul. Nu se poate face ceva fără să vrei să faci. Ieremia a acceptat această slujbă din partea Domnului și a acceptat-o cu bucurie. A privit greutatea slujbei și aș vrea să facem o diferență aici. De exemplu, spune Biblia în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Să facem diferența dintre a-i face cuiva plăcere să fie în slujbă de dragul scaunului, de dragul de a fi ceva, și în a primi cu bucurie să faci o slujbă, o slujire pentru Domnul. Dacă vreți, aici în capitolul 1 există o expresie în versetul 6, eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, a privit cât este de greu aceasta. Și de asemenea aceste expresii o veți întâlni la Moise. Când în Exod capitolul 4 îl spune de două ori, ah, Doamne, dar alții pot să aibă expresii similare. De exemplu, Simon în Faptele Apostolilor capitolul 8 a spus cam așa, ah, dați-mi și mie puterea asta. Sau Gehazi, în 2 Împărați capitolul 5, când a privit cum n-a luat Elisei nimic. Deci privind la ceea ce nu trebuie privit, la ceea ce este doar o ispită, poate fi pentru cei în cauză și este pentru cei de afară, este tentant, firește vorbind, să fii într-o slujbă. Dar privit la adevărata greutate a slujbei, atunci mai degrabă trebuie să exclamăm acest ah. Dar totuși, cu această greutate, bucuria trebuie să ne marcheze, pentru că Biblia spune că slujba pentru Domnul trebuie să fie făcută cu bucurie. De aceea spune și în Evrei 13 cu 17, bisericii, vis-a-vis de conducere, să asculte, să le fie supuși, ca oamenii și să poată face slujba cu bucurie, nu suspinând. El a acceptat slujba și vreau în versetul 5 să privim ceva, am mai împărtășit noi aceasta, dar doar să vă reamintesc. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, privit slujba unui om, ea trebuie privită în patru perioade. O perioadă mai înainte de concepere. Dumnezeu a văzut în istorie de ce fel de oameni are nevoie potrivit cu planul său și lucrarea sa. I-a pregătit ca atare și îi cunoaște dinainte. Urmează a doua perioadă, mai înainte de naștere, când Dumnezeu ne repartizează. Spune Biblia în Galateni 14, Domnul Hristos că l-a trimis la împlinirea vremii. Despre Pavel în Galateni 1 că l-a rânduit încă din pântecele mamei lui. Și despre Ieremia că din pântecele mamei lui a fost pus deoparte ca proroc. Asta e a doua perioadă. Când Dumnezeu ne plămădește, cum spune Psalmul 139, potrivit cu chemarea la care suntem chemați.
Urmează o a treia, slujba în viață. Noi în viață facem o slujbă, avem o menire. Iar după ce ne încheiem slujba și trecem la Domnul, urmează, sărind peste această perioadă de inactivitate, de odihnă, cum îi spune lui Daniel, urmează răsplata în veșnicii. De aceea când privim la slujba care o avem, ca proroc, ca învățător, ca slujitor, ca ce sunteți fiecare, priviți în aceste patru ipostaze. Dumnezeu, încă de a fi noi aici, știa ce are de plan cu noi. Când ne-am născut, între faza între concepere și naștere, Dumnezeu ne programează cu timpul și cu statutul care El vrea să ne-l dea. Urmează perioada de slujbă și din acest punct de vedere, noi cât mai de copii trebuie să ne depistăm slujba, pentru că slujba este pusă noi de la naștere. De aia, încă de copil, omul poate să știe ce i-a dat Dumnezeu să facă. Toată viața să ne ținem de ce ne-a dat Dumnezeu, iar după ce încheiem activitatea pe pământ, urmează răsplata la Domnul. Un alt aspect caracteristic a vieții profetului Ieremia. Deschideți la capitolul 16. Ieremia nu a fost căsătorit. Domnul i-a interzis aceasta, 16:2, să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. O altă restricție, de la versetul 5. Să nu intri în nicio casă de jale, să nu plângi în ea, nici să nu te bocești cu ei, căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea. Versetul 8. Să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te așezi cu ei, și să nu mănânci și să bei cu ei. Oamenii lui Dumnezeu, care sunt în slujbă, Dumnezeu le impune anumite restricții. Îi pune la anumite canoane, dacă vreți. Pe altul, cum ar fi Ozia, profetul Osia, Dumnezeu l-a pus să-și ia o femeie într-o situație foarte, foarte diferită, anormal. De exemplu, Ezechiel a spus, uite, prorocește. A prorocit și a murit nevasta în ziua respectivă. Apoi l-a pus să stea nu știu câte zile pe o parte, 390 pe o parte, 40 zile pe partea cealaltă. În capitolul 20 din Isaia l-a pus pe Isaia să umble gol și desculs 3 ani de zile. Dumnezeu la slujitorii săi le cere niște lucruri aparte, potrivit cu slujba lor și chemarea lor. De aceea trebuie să facem față, potrivit cu chemarea care o avem, și acestor lucruri pe care Domnul ni le cere. O altă caracteristică este viața sa de lacrimi și de suferință. Citim în capitolul 9 ce spune el după câteva activitate. O, de mi-ar fi capul plin cu apă și de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Dacă aș avea un han de călătorie în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de ei. Îi venea lui Ieremia să plângă într-una, potrivit cu cele care le vedea. O altă situație, capitolul 15, versetul 18. Întreabă el pe Domnul, pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? Un alt verset, 12:6, puțin în urmă, în plan familiar chiar. Chiar frații tăi și ca statului tău te vând, ei înșiși strigă cu gura mare după tine, nu-i crede când îți vorbesc cu vorbe prietenoase. Mai citim un alt verset, capitolul 20, și apoi spunem ceva. 20:7 în continuare. Au zis cum se plânge prorocul. M-ai înduplecat, Doamne, și m-a lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs și toată lumea își bate joc de mine. Ori de câte ori vorbesc, trebuie să strâng sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Asta a însemnat pentru Ieremia slujba la care Domnul l-a chemat. Lacrimi, plâns, batjocuri în toată ziua, parcă nu mai putea face față problemelor. Spune Pavel în Corinteni, despre apostol vorbind, zice, am ajuns o priveliște pentru îngeri, lume și oameni. Spunea recent o tânără care mai trece pe la noi prin familie, zice, nu mi-aș dori să am un soț predicator, dar de cum în slujbă. Păi ce toți au treabă cu el? Toți au treabă cu el, ba pe deasupra și cu casa lui uneori. Toți nu în cap de el. Este efectiv omul în discuție tot timpul. Ieremia de regulă prorocea tot împotriva lor. Spune aici, când trebuie să prorocesc, trebuie să strig numai sălnicie și apăsare.
ei firești, duși în rătăcire și într-una Ieremia n-a primit de la nimeni, cred că nici un mulțumesc frumos. După prorociile sale, cred că nimeni nu i-a spus: Domnul să-ți binecuvânteze, să-ți mai vii la noi altădată. Asta a însemnat viața pentru el. Și de multe ori, pentru că vreau să fac o precizare aici, vremea lui Ieremia seamănă cu vremea noastră. În tinerețe, mulți dintre dumneavoastră au prins o viață cu treziri spirituale, o viață bună, de pocăință. Dar să știți, pe măsură ce veți bătrâni, lucrurile se vor străca și, ca și Ieremia, trăim într-o vreme în care poporul se strică și, după cum Domnul, comparând lumea lui Noe cu lumea de acum, a spus că se poate trage un semn de echivalență, comparând situația pe cetăți și pe familie, a spus că se poate echivala Sodoma cu cetățile de acum, și la fel, comparând Israelul, spune Pavel în Corinteni 10, cu biserica, situația este identică. De ce Dumnezeu și-a părăsit pe Israel? De ce în final Dumnezeu va pune punct lucrării din biserică? Pentru că nu va mai fi nimeni pe care Dumnezeu să-l mântuiască. La fel a ajuns și aici. De exemplu, în Ieremia, capitolul 5, auziți în ce situație a ajuns Ierusalimul. Să nu mai vorbim de celelalte cetăți. 5:1. Cutremurați uliți Ierusalimului. Uitați-vă, întrebați, căutați în piețe dacă se găsește un om care să, unul care să înfăptuiască ce este drept, care să țină la adevăr și voi ierta Ierusalimul. Foarte puțini mai erau atunci. Și în această situație, Ieremia a fost părăsit chiar de familia sa. N-a avut soție și copii, dar rudenile sale, spunea, și frații lui. Rudenile sale din familia mare. Și Domnul Iisus a avut probleme cu frații lui, datorită lucrării care a făcut-o, și cu familia. Dar în mod special, lucrarea sa nu i-a adus, se spune aici, nici de cum aplauze, nici lauri, nici slavă. I-a ajuns numai și numai dispreț. Și a avut momente în care aproape că s-a hotărât să nu mai prorocească. Și chiar a avut, se pare că, un asemenea moment în care a vrut să abandoneze toată lucrarea. Dacă ați întrebat dumneavoastră și ar fi sincer mulți slujitori, dar poate nu este cazul să vă spună, nu cumva să vă sperie și pe dumneavoastră, într-o viață de slujbă, de mai multe ori vrei să-ți dai demisia. Dar aș vrea să întâlnești un slujitor care niciodată nu a vrut să demisioneze. Un slujitor sau un proroc adevărat care niciodată nu a vrut să le lase toate baltă și să se retragă. Și Ieremia a vrut așa ceva. Pentru că asta a fost lucrarea la care a fost chemat. Spuneam noi la Gat și la Natan, când e vremuri buni, slavă Domnului. Gat și Natan numai prorocea, uite așa să fie arânduite slujbe la templu, și David acționa. Dar când s-au străcat lucrurile, n-a mai fost așa. Un alt aspect al vieții sale, și vreau să țineți cont de acest aspect, pentru că dacă ținem numai de cel anterior sau de cele anterioare, că Domnul ne impune restricții în plan familiar, în planul activității noastre, că trebuie doar să plângem, să suspinăm, păi nu mai faci slujba. Dar o altă caracteristică a vieții lui Ieremia a fost că Domnul a fost cu el. Încă de când l-a chemat, din capitolul 1, i-a spus Domnul în versetul 8 așa: nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine. Apoi puțin mai târziu, în capitolul 15, citim din nou versetele 19 la 21: de aceea așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși, și dacă vei sta înaintea mea, dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. În viața unui slujitor poate sunt momente în care îți vine să zici: păi da, și chiar se spune vorba asta, când este vorba de unii care țin la adevăr, dar numai voi sunteți buni, numai voi vedeți, lăsați-vă după marea masă. Și spune Domnul Ieremia: ei să se întoarcă la tine dacă vor, nu tu să te duci după ei. Versetul 20: te voi face pentru poporul acesta un zid tare de aramă. Ei se vor război cu tine, dar nu te voi birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap și să te izbăvesc, zice Domnul, slavă Lui. Te voi izbăvi din mâna celor răi și de căci te voi scăpa din mâna asupritorilor. Și n-au putut să-i facă la Ieremia nimic. Pentru că Dumnezeu, atât direct cât și prin oameni, l-a ocrotit. Când a făcut Luther reforma, vă dau un exemplu, păi l-ar fi băut papa, nu numai că a dat o bulă papală ca să fie excomunicat și așa mai departe. Dar niște prinți din Germania l-au ocrotit și l-au ascuns. Dumnezeu l-a ascuns, pentru că trebuia să facă o lucrare.
La fel și pe Domnul, au vrut să-l prindă mai repede, dar s-a făcut nevăzutinatea lor și nu au putut să-l prindă. Odată nu au putut prinde teama norodului. La fel și Dumnezeu pentru Ieremia a avut niște oameni prin care să-l ocrotească. Și citim, de exemplu, în capitolul 26, au vrut să-l prindă. Și cele mai mari probleme, știți cu cine le-a avut? 26:11. Atunci preoții și prorocii au vorbit căpetenilor și întregului popor: omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci a prorotit împotriva cetății acesteia, cum ați auzit și voi înșivă cu urechile voastre. Să știți că sângele martirilor și al prorocilor și al sfinților lui Dumnezeu nu e la puterea politică, ci la puterea religioasă. Preoții și prorocii l-au prins să-l omoare și l-au scăpat căpetenile. Căpetenile și poporul l-au scăpat. Și aici Ieremia le-a spus în versetul 14: cât despre mine, iată-mă în mâinile voastre. Faceți ce vi se pare că este drept și bine. Numai să știți că dacă mă veți omori, veți face vinovat. Căpetenile și tot poporul au zis preoților și prorocilor: omul acesta nu-i vinovat de pedeapsa cu moartea? Auziți, căpetenile poporului, oștirii, lămuresc pe preoți care țineau tora în mână și pe proroși care spuneau că procesc în numele Domnului să nu-l omoare pe ăsta. Ei, fără Biblie, spuneau să nu-l omoare. Așa se va întâmpla și acum, fiți pe pace. Când preoții și puterea religioasă va acționa ca atare în a prigoni pe sfinți. De asemenea, în ultimul verset din acest capitol, totuși mâna lui Ahicam, fiul lui Șafan, a fost cu Ieremia și n-a lăsat să fie dat pe mâna poporului ca să fie omorât. Într-un alt capitol, capitolul 36, apare aici un aspect foarte frumos. Împăratul a vrut să-l ucidă pe Ieremia. Era deranjat peste măsură de această activitate. Și citim aici, în versetul 19, le-au zis căpetenile lui și lui Baruc: du-te și te ascunde, tu și Ieremia, ca să nu știe nimeni unde sunteți. Și acum citiți versetul 26, partea finală, de la a doua parte. Să pună mâna pe logofătul Baruc și pe proroc Ieremia, dar Domnul i-a ascuns. I-au ascuns căpetenile, s-au ascuns ei, dar concluzia adevărată a fost că i-a ascuns Domnul. Și dacă i-a ascuns Domnul, putea să-i ascundă și în palat, că nu-i mai găsea. Și Domnul n-a îngăduit să fie uciși. Cu toată reaua pornirea împăratului, după cum și pe Ahab, știți că Ahab pe Ilie a vrut să-l omoare și l-a trimis la toate împărățiile. Numai la împărăteasa văduva din Sarepta l-a trimis. Și nu l-a găsit. Și n-a putut să-l omoare, pentru că Ilie avea de făcut o lucrare. Bine spunea un misionar: până cineva are de făcut o lucrare nemuritor, până Hristos nu și-a terminat lucrarea și nu s-a rugat în Ghețiman: tata, am terminat, nu l-a putut omori nimeni. Pe Pavel l-au împroșcat cu pietre și nu a murit. Poate fi și înviat, eu mai știu. Până când a spus în 2 Timotei 4, mi-am terminat treaba. De acum pot să vină să mă ducă. Până nu ne terminăm lucrarea, nimeni nu ne poate face nimic cu toți dușmanii, cu toți împotrivitorii, pentru că Domnul este cu noi. Și n-am avea nicio șansă să ne facem lucrarea, dar Domnul a fost cu Ieremia. Și a vrut să-i spune Ieremia: Ieremia, stai lipit de mine, lipește-te de mine și vei fi invincibil. O viață de suferință, dar o viață de bucurie și de părtășie cu Domnul. El spune, Ieremia, în cartea Plângerile sale, în capitolul 3, versetul 1, cum s-a desfășurat viața sa, și să n-avem pretenția să desfășoare a noastră altfel. Scrie el aici, în versetul 1: eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. Poate vom fi și noi oamenii care vom vedea suferința sub nuiaua urgiei lui. Ce ne rămâne? Să stăm lângă Domnul. Când tot Ierusalimul a fost dus în robie, a venit căpetenia străjerilor din Babilon și a spus: aduce-ți pe Ieremia încoace. Te desleg de lanțurile care le-ai mâini și ești liber. Cu noi se tratează special, pentru că noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Să trecem la a doua parte privind activitatea sa. Ieremia a împărțit, aici a avut prorociile îndreptate în trei părți. O parte de profeții au fost pentru diferite națiuni, o altă parte pentru Israel și o parte pentru persoane particulare, fizice, pentru diferiți oameni în parte. De-a lungul istoriei, țările, statutul lor a cunoscut două situații. Turnul Babel sau un imperiu central și cealaltă situație, țări separate,
Începând cu turnul Babel, oamenii au încercat să facă o putere centrală și așa cum lasă se chinuie. Tot se chinuie să se facă pe turn. Acum nu-i din cărămizi, că e alt fel de cărămizi. Când le strica Dumnezeu șatra și strica câte un imperiu, iară se împărțeau în țări diferite. Iar încercau să se adune și iară dădea Dumnezeu deasupra câte o poruncă și iar îi risipea peste tot. Aceste două situații au fost în cursul istoriei. Încercări de a se aduna și iară fărămițări. Cum a fost, de exemplu, Rusia. S-au adunat toate, din nou a venit un spirit să se despartă, iară să se adune. Ieremia a profețit și pentru aceste țări separate în parte. De exemplu, vă citesc doar scurt din capitolul 27. Erau mai mulți ambasadori, cum am spune noi în vremea noastră, la Ierusalim. Și citim în capitolul 27 de la versetul 3, trimite-le prin ambasador, prin trimiși, câte un jug împăratului Edomului, Moabului, lui Amon, Tirului, Sidonului. Și de asemenea, de la capitolul 4-6, era prorocit pentru filisteni, pentru edomiți, pentru amoniți, pentru moabiți. Dar de asemenea a prorocit și pentru puterea centrală, pentru Babilon. De exemplu, în 25:1, cuvântul care a fost spus lui Ieremia în cel din tâi an al împăratului Nebucadnețar, pedepsirea Babilonului și a tuturor neamurilor. A prorocit și pentru Imperiul Central și pentru fiecare țară în parte. Dar trecem succint peste aceasta pentru că mai puțin ne interesează pe noi. Partea cea mai mare de profeție a fost pentru țara sa, pentru Israel, sau mai exact, pentru Iuda. El a avut și cuvânt din partea domnului Ieremia și a avut și vedenii. Domnul i-a vorbit, dar de asemenea a avut vedenii, iar de la început, din prima zi când a fost chemat, Domnul l-a întrebat ce vezi și l-a spus, văd un vegheator, văd un cazan. În partea spirituală sunt cele mai importante, de aceasta este Domnul interesat în primul rând. Noi uneori mergem înaintea Domnului cu o cauză, cu o casă, cu un serviciu, cu probleme de altă natură, cu o căsătorie, cu nu știu ce. Și de multe ori Domnul ne vorbește în plan spiritual, aceasta contează în primul rând. Prin Ieremia au fost mesaje și pentru alte probleme. Cum să stea în Babilon, să-și zidească case, ce să facă pentru diferite situații ale vieții. Domnul ne vorbește și în acestea. Dar în primul rând, lucrarea de prorocie este pentru partea spirituală. Și privind partea spirituală, vreau să citim câteva lucruri. Mai întâi în capitolul 7 al cărții Ieremia. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului și vestește acolo cuvântul acesta și spune-le. De regulă, cuvântul pentru biserică este în plen, trebuie să fie aici, la biserică, ca să-l audă toți. De-aia uneori se spune la finele serviciului, dacă a fost ceva pentru toți, să se spună. Dacă este ceva particular, să se spună în mod particular. Și a început Ieremia prorocia sa. Versul 3. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați, un stil de prorogie. Sper că nu-i vă proroc atât de naiv să copie ce scrie aici, nu? Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă frăniți cu nădejde înșelătoare zicând templul Domnului. Acesta este. Templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă veți îndrepta căile și faptele și veți înfătui dreptatea unii față de alții și le înșiră câteva lucruri, versul 7, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta și în țara pe care a dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Nu numai în templu, și dacă citim în capitolul 11, l-a trimis Domnul să strige 11:6. Vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe uliții Ierusalimului și spune-le, ascultați cuvintele cământului acestuia și împliniți-le. La biserică, pe uliți, du-te în cetăți, peste tot a spus Domnul să răspundească acest mesaj, potrivit cu starea lor să le vorbească. Dumnezeu nu se lasă fără proroși prin care să vorbească oamenilor. Numai dacă starea e mai bună, sunt mai mulți proroci. Dacă este criză de proroci, poate Domnul are numai unul și acesta e mai rar. Dar bine este să fie mai mulți. Moise a zis către Iosua, eu aș vrea din partea mea tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci. În Corinteni scrie Pavel, dar mai ales să prorociți pentru zidirea sufletească a bisericii. A prorocit pentru tot poporul, dar în mod special a prorocit pentru conducere în plan spiritual. Pentru că dacă o reformă
sau un lucru nu pleacă din frunte, ce folos că toți sunt conștienți de lucrul acesta, dar capii nu vreau să ia aminte la lucrul acesta. Ieremia, capitolul 23. De la versetul 11, au zis cum prorocește el. Prorocii și preoții sunt stricați. Le-am găsit răutatea chiar în casa mea. Și începe și spune starea lor. În prorocii Samaria am avut următoarea nebunie. Și începe și spune, au prorocit, versetul 14, sunt, e trist, auziți, sunt prea curvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, așa că niciunul nu se întoarce la răutatea lui, toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuite Ierusalimului ca Gomora. De aceea așa vorbește și Domnul știe despre proroci. Iată că îi voi hrăni cu ape cu pelin și le voi dea să bea ape otrăvite, căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelejuirea în toată țara. N-ascultați de cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagănă cu închipuiți zadarnice. A început Ieremia să lase poporul. Și a început să prorocească împotriva conducerii de atunci. Prorocilor, împotriva preoților și le-a spus să le-a dat pe față în fața poporului care este starea lor. Pentru că nu se mai putea merge așa. Și întoarceți-vă în urmă la capitolul 5, ce zicea prorocul la un moment dat. El a fost un tânăr sincer, crescut în spiritualitate. 5, de la versetele 4. Eu ziceam, numai cei mici sunt așa. Ei lucrează fără minte pentru că nu cunosc calea Domnului Dumnezeului lor. Îi zicea prorocul la un moment dat, hai că or mai fi prin biserică. Acum când zic prin biserică, să nu înțelegeți că mă refer strict la Betel. Eu vorbesc despre biserică în plan mondial, biserica baptistă, penticostală, despre ceea ce se crede a fi biserică. El spunea, păi numai cei mici fac păcate, dar cei mari care predică, care cunosc legea, care prorocesc ei să facă păcate, versetul 5. Mă voi duce deci la cei mari și le voi vorbi, că cei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. De aceea omoră leu în pădure și nimicește lupul în pustie. Pentru că sau fărdelegi lor sunt multe și abaterile lor s-au înmulțit. Când s-a străcat și conducerea, cum spunea cineva că s-a dus să cumpere un pește și s-a uitat la coadă. Cineva l-a corectat spunându-i, dar peștele se caută la cap. Și la cap s-a străcat de mult. Vă să văd dacă la coadă mai este ceva bun. Când de la cap lucrurile se denaturează, atunci lucrurile se strică într-un ritm foarte mare, foarte alertant. Mai adaug din capitolul 26 ce prorocea Ieremia în plan spiritual, de la versetul 4. Așa vorbește Domnul, dacă nu mă ascultați când vă poruncesc să urmați legea mea pe care v-am pus-o înainte, dacă n-ascultați cuvintele robilor mei proroși pe care vi trimit dins de dimineață, atunci voi face casei acestei acolo Silo și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile pământului. Cunosc o experiență tristă. Am auzit asemenea prorocii despre o casă de rugăciune. Dacă nu vă veți îndrepta pentru că păcatul pășise în acea biserică, se va trece pe lângă casa aceasta și vor da oamenii din cap și vor zice ce a fost aici și ce a ajuns acum. Ieri am copil, nici eu n-am crezut, pentru că erau alte făgăduințe pentru acea biserică, că Domnul acolo nu va muta sfeșnicul și va face așa mai departe. Dumnezeu nu făgăduiește nimic necondiționat, să știți. Dumnezeu nu are contract fără clauze cu nimeni. Și au trecut câțiva ani și păcatul a intrat într acea biserică și dintr-o biserică de 17 metri de lungă, o biserică de vreo 120 de membri majori, momentan este gata de tăiat lemnenea dintr-o asemenea biserică. Și acum oamenii într-adevăr dau din cap cum a fost prorocia, ce a fost aici și ce s-a ajuns. La fel s-a întâmplat cu templul din Ierusalim. Și la fel se poate întâmpla cu oricare biserică. Dacă nu, ne întoarcem la cuvânt și la ce prorocesc cei care prorocesc adevărul. Și l-a folosit Domnul pe Ieremia cu fel și fel de pilde, cum se priceapă mai bine. Aceva, amintiți-vă din capitolul 18, acea întâmplare când s-a coborât la olar, cu vasul olarului.
În capitolul 13, cu un brâu care să-l ascundă la Eufrat și să-l aducă înapoi. Numai cumva să-i facă să înțeleagă. Și este acest cuvânt aici, v-am trimis prorocii dis de dimineață și până târziu. Numai se întrezărește o lucrare, Domnul, și-ți trimite oamenii ca să te înștiințeze. Și când începe să se agraveze rău, mai trimite o dată și poate Domnul mai face încă o dată. Numai și numai să se trezească oamenii. Și totuși, în plan spiritual, ei s-au dus din ce în ce mai rău. Și nu i-a mai putut opri Ieremia. Și parcă te gândești, dar la ce a mai fost rostul Ieremia, dacă toți s-au străcat? Dumnezeu are nevoie, scrie Biblia în Petru, că prin noi a sândit Dumnezeu lumea întreagă de atunci. Dacă nu era un noi, nu-i puteau sândi. Dumnezeu a avut nevoie de un proroc prin care să-i înștiințeze în fiecare dimineață. Dumnezeu rămâne drept și curat. Dacă noi toți ne stricăm și oamenii lui poate nu mai fi în conducere și conducerea leargă la pieire și se pretindă a fi religioși, Dumnezeu nu se lasă fără oameni, fără învățători prin care să provodească adevărul și fără proroci care să spună adevărul. Numai că aceștia vor avea o viață tristă dacă poporul este îndus spre pieire. Dar Dumnezeu nu se lasă fără oameni ca să nu spună adevărul său. De asemenea, lucrarea de prorocie este folositoare și în alte privințe, pentru alte domenii ale vieții. Eu vă amintesc din capitolul 29, doar în scurt, versetul 1. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o proroc Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor. Acum, să nu credeți că toți preoții și toți prorocii erau străcați. Ba dimpotrivă, cei care au fost duși în robie, aceia au fost mai buni ca cei care au rămas. Și le-a spus așa: știți dumneavoastră cuprinsul, zidiți case acolo, rugați-vă pentru binele cetății și stați liniștiți acolo. Dumnezeu poate să dea mesaje oamenilor unde să locuiască și ce să facă. Dar să știți că nici diavolul nu se lasă mai prejos aici. În țara noastră se cunosc destule experiențe când nu Domnul, ci alții au făcut trimiteri de altă natură. Un alt domeniu privind alte probleme ale vieții, din capitolul 42. Aici este o întâmplare negativă, tristă. Căpetenile rămase în frunte cu Iohanan, fiul lui Careac, și alte căpetenii, vreau să meargă în Egipt, le era frică din împăratul Babilonului, pentru că Ismael, fiul lui Netania, omoruse pe Gedalia, dregătorul pus în țară. Și i-au spus în capitolul 42, versetul 2, i-au zis prorocul Ieremia: fie bine primite înainte ta rugămintea noastră, mijlocește pentru noi la Domnul, sau mai pe scurt spus, roagă-te Domnului și întreabă pe Domnul să ne pogorâm în Egipt sau să nu ne pogorâm. Să ne spună Domnul ce avem de făcut. Ieremia a răspuns: mă voi ruga Domnului și o faceți cunoscut fără să vă ascund ceva tot ce îmi va răspunde Domnul. Versetul 5, auziți: Domnul să fie martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeu tău să ne spui, fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului. Când trageți un sorț sau când întrebați pe Domnul, fiți gata să faceți ce vă spune Domnul? Dacă nu ești gata să accepti oricare din sorțuri, atunci nu-l trage. Dacă nu ești gata să faci ce spune Domnul, atunci mai bine nu spune Domnului, spune-mi ce să fac, că fac așa. După 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Fac aici o mică paranteză. Un proroc așa mare ca Ieremia, 10 zile trebuie să se roage ca să răspundă Domnul. 10 zile. Și numai după 10 zile a avut un răspuns. Și unii procesc atât de ușor. Dau la verdicte, trimit la oameni în America de nu face față ambasada cât trimit proroci. Și ăsta 10 zile a trebuit să stea înaintea Domnului. Și numai după 10 zile a avut un răspuns. Dar a fost da și amin. Pentru că a fost un răspuns curat și clar de la Dumnezeu. După 10 zile a chemat pe căpetenii și le-a spus versetul 9: așa vorbește Domnul la care m-ați trimis să-i aduc rugăciunile voastre. Dacă veți rămâne în cetatea aceasta, voi face să propășiți în țara aceasta. Și Domnul vă va inspira lui Nebucadnețar milă față de voi. Dacă vă duceți în Egipt, eu vă spun pe scurt, mi-o să puteți lectura acasă. Acolo Dumnezeu vă va urmări și veți muri tăpărând în încă unul câte unul. Și auziți? După ce ei s-au legat în versetul 5 și 6, au spus: cum ne spune Domnul așa facem? Ei au spus în final lui Ieremia următoarele cuvinte. 43 cu 2.
Azaria, Iohanan au zis: minți! Nu Domnul Dumnezeu nu te-a însărcinat să ne spui nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci Baruch, fiul lui Neria, te-a țâță împotriva noastră ca să ne dea în mâinile haideilor să ne omoare sau să ne ducă robi în Babilon. Au zis, dar unul care prorocea îl scăminte. Dar la proroci mincinoși ei nu le spuneau că minte. Păi ăștia îi credeau. Și într-adevăr, au plecat în Egipt împotriva voii lor și au ajuns acolo în Egipt și acolo la Tafanes, la Nof, în țara Patros, le-a mai prorocit Domnul și le-a spus: măcar aici treziți-vă și duceți înapoi în țară, că aici veți muri cu toți. Și n-au vrut să-l asculte. O asemenea vreme de împotrivire trăim astăzi. Când vorbește Domnul cuiva prin cuvânt și prin prorocie, imediat devind împotrivitor și nu cred că așa este. Dar o lucrare de rătăcire, cum spune în 2 Tesaloniceni 2, așa o cred, de o savurează. Un învățător așa după poftilor cu plăcere, stau toți așa deschiși. Și am văzut situații. Când spune câte unul ceva de la inimă, prin Duhul și din inimă, din Biblie, parcă sunt suspicioși. Nu pot zice chiar nu împotrivă, că n-au dovezi. Dar când este ceva așa la grămadă, așa de înghițit, așa de hipnotizat și de ceva gol, toți sunt cu oameni. Urmăriți dumneavoastră că vremea aceasta nu o trăim noi. Știu că acum nu mă credeți, că nici pe el minul lor crezut și au spus că minte. Dar îmi venea lui după aia care minte. Zice o poezie: nu pot să tac, chiar dacă încă eu voi fi socotit nebun, știu bine că sosește vremea ca să adeverească tot ce spun. În vremuri de cădere spirituală nu ne crede oamenii. Iar face plăcere altceva să predicăm, da? Dar ce să predicăm? Dacă și din Biblie mai degrabă spre așa ceva suntem îndemnați. Dacă cei care prorocesc în stilul Ieremia, numai așa ceva era îndemnat să spună. Dar acestor oameni ce putea să le spune Ieremia? Mergeți înainte? Unde să meargă înainte? Că și așa au luat ei înainte. A prorocit de asemenea Ieremia privind viitorul Israelului despre Domnul Iisus Hristos, dar astea sunt alte aspecte. Vă spuneam că a avut vedenii de zi, când a văzut două coșuri de smochine, a văzut un cazan. Acestea le amintesc doar așa, că uneori, să știți, putem tâlmăci vedenile după vedenile din Biblie. Sunt unele semne în Biblie și eu cred că Dumnezeu și-a păstrat simbolismele. A avut vedenii de noaptea, Dumnezeu uneori a vorbit noaptea, vă citesc din capitolul 31, versetul 26, la aceste lucruri m-am trezit și am privit și somnul îmi fusese dulce. Domnul mi-a vorbit noaptea. Trecem la un ultim aspect al prorociilor sale. Prorocii pentru persoane particulare. Și aici iar se împart în două. A avut Ieremia câțiva prieteni, câțiva oameni lui Dumnezeu. Ieremia a prorocit și pentru ei, dar a prorocit și pentru dușmanii săi. Pentru prieteni, de exemplu, Baruch, capitolul 45 al cărții sale. Baruch era secretarul său. Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruch, fiul lui Neria, de la versetul 3: tu zici, vai de mine, că Domnul a dus întristare peste durerea mea. Nu numai Ieremia se plângea, și secretarul lui. Vai, greu ne este. Înslies puterile suspinând și nu găsesc odihnă. Așa vorbește Domnul. Iată ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele. Căci iată, voi aduce norocirea peste orice făptură, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Vreau să vă întăresc într-un punct. Poate vine prigoană, poate vine greu. Ebed-Melech etiopianul, pentru că l-a salvat pe Ieremia din groapă. Baruch, Ieremia, cel din Psalmul 91, 1000 să cadă de o parte, 10.000 de altă parte. Cei care sunt ai Domnului, cei 7.000 care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal, un împărat 19. Au spus că mor toți. Unii e sabia lui Jehu, alții de-a lui Hazael, alții de Elisei. Dar ea scapă. Cei care sunteți credincioși Domnului, nu vă faceți probleme privind războaie sau prigoane sau necazuri. Viața noastră e în mâna Domnului. Au spus, oriunde mergi, în Babilon, în Israel sau în Egipt, ție îți dau ca pradă de război viața. Noi nu murim când mor ceilalți la întâmplare. Pe noi nu ne lovește pe nimeni cu arcul la întâmplare. L-a lovit din întâmplare și a murit. Noi murim dacă suntem credincioși Domnului când ne terminăm treaba, când ne-am epuizat lucrarea, și atunci nu, de fapt, nu murim, ci mergem la culcare. Când s-a terminat lucrul, ziua noastră de muncă.
Am mai prorocit Ieremia și pentru recabiți, dar dumneavoastră cunoașteți acel cuvânt, Ieremia 35, și la recabiți aceleași lucruri le-a făcut de Dumnezeu, să știți. Ionatan, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaș. Viața stora, cum îi spunea Abigail lui David, viața ta e în mâna Domnului. Fiți liniștiți de aceasta. Dar a prorocit pentru dușman și aici este puțin mai greu. De exemplu, pentru Pașhur, unul din preoți, 22:3, când îți dă Domnul câte un mesaj, dacă v-ar da Domnul un mesaj pentru episcopul Aradului, de exemplu, să prorocești la preoții aceștia. Așa. Ieremia a zis, Domnul nu te mai numește Pașhur, noroc din toate părțile, ci Magor Misabib, spaimă din toate părțile, căci așa vorbește Domnul, iată, te voi face de groază pe tine, pe toți prietenii tăi, vor cădea uciși de sabie, sabia vrășmașilor lor și ochii tăi vor vedea lucrul acesta. O zici ce blesteme și ce prorocii îngrozitoare au rostit pentru omul acesta. Versul 7, chiar și tu, Pașhur, și toți cei ce locuiesc în casa ta veți merge în Babilon, în robie, acolo veți muri, acolo vei fi îngropat tu și prietenii tăi cărora le-ai prorocit minciuni. Să știți, prietenii prorocului au soarta prorocului. După cum spunea Domnul Matei 10, cine primește pe un învățător are plata lui. Cine primește pe la rău e cu plata lui. Fiecare e cu angajatul lui și cu favoritul lui. Aceeași soartă și aceeași parte o ai. Un alt exemplu, capitolul 28, e vorba de un alt proroc, Anania, auziți asta ce bine prorocea. Parcă și pe noi ne-ar gânta cineva să ne spună să vină la Betel, eu, Domnul, sunt cu voi, mergeți înainte, cu voi fac ce n-am făcut cu nimeni. S-a prorocit, cam așa prorocea, Domnul rupe jugul, o să fie bune, toate o să fie în regulă, și Ieremia puțin suspect și puțin sceptic. Și spune el, de la versul 7, nu mai ascultă cuvântul pe care o stesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor. Prorocii care au fost înaintea noastră au prorocit așa, foamete, ciume, războaie, vom vedea ce-o fi. Numai de ce prorocește cineva, se poate cunoaște dacă adevărat Domnul a trimis sau nu. Și acum prorocește Ieremia, versul 15. Ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu însufli poporului în credere mincinosă. De aceea așa vorbește Domnul, te izgonezi de pe pământ și vei muri în anul acesta. Și a murit în luna a șaptea. Și el a prorocit în luna a cincea, două luni mai trăit. Și a murit. Un alt dușman, totuși zic eu, pentru că pocăit n-a fost, e vorba de Zedechia, capitolul 24, i-a prorocit la împărat. 21. L-a trimis Domnul, când l-a trimis împăratul Ezechia pe Pașhur să-l întrebe, întreabă pe Domnul pentru noi. Versul 3. Să spuneți așa lui Zedechia. În capitolul 22 din nou, așa vorbește Domnul, pogoară-te în casa împăratului și acolo rostește aceste cuvinte. Crea trimitere. Cum a avut Nathan la David, să mi la împărat să-i spui asta și asta. Știți care e diferența între prorocia cu prietenii și cu dușmanii? Prietenii vin la tine să le prorocești, dușmanii nu vin. La ea te trimite Domnul la ei să le prorocești. Sau le mai trimis câte o epistolă dacă nu. De-aia este și mai greu, că Domnul te trimite. Prorocii, aveți numai de ăștia care vin sau aveți și trimiteri? Trebuie să fie și una și cealaltă. Și pentru prieteni, și pentru dușmani. Pentru prieteni, cuvinte de încurajare, nu pentru prieteni cu voi, pentru prieteni cu Domnul. Dacă voi sunteți cu Domnul, sunt prieteni și cu voi. Așa spune psalmistul, prieteni cu toți cei ce iubesc poruncile tale, psalmul 119. Dar cuvinte pentru ceilalți, din partea Domnului, grele uneori. Cum i-a spus Ahia, nevastele lui Roboam, am cuvinte aspre și grele de spus. Dar nu le-a spus pentru că au fost grele? Cum spunea cineva, dacă ne angajăm poștaș, așa cum mai transmite numai telegrame felicitare, mai transmite și telegrame de mormântare. Domnul te va lovi și vei muri. Asta nu este o greșeală să spună, pentru că nu Ieremia te-a capul. El nu mai a spus că urmează să moară, că asta avea un cuvânt din partea Domnului. Și să încheiem, pentru că și studiul nostru a fost lung ca și cartea lui Ieremia în seara asta. Trei concluzii din viața și activitatea lui Ieremia. Cartea lui Ieremia a fost scrisă pentru că Domnul a prorocit să o scrie. Capitolul 26, versetele 1 și 2. În al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, iată cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului. Ia un sul de carte și scrie-ne-a toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la lui Iuda și cu privire la toate neamurile din ziua când ți-am vorbit din pria lui Iosia până în ziua de azi.
Domnul i-a spus să scrie tot. Așa a fost scrisă Scriptura la porunca Domnului. Măcar că a aruncat o parte din... Prima carte care a scris-o a fost arsă în foc, dar citim apoi în capitolul versetul 28, ia din nou altă carte și scrie-ne-a toate cuvintele care erau în cea dintre carte pe care a ars-o Ioachim, împăratul lui Iuda. Și a întrebat pe Baruc, cum ai scris cartea asta? Zice, Ieremia îmi dicta și eu scriam. De aceea, și de-a lungul istoriei, și în Biblie, prorocii au simțit de la Domnul și au avut chemarea de la Domnul și porunca să scrie prorociile lor într-o carte. Și eu v-am mai spus și până acum, nu-i greșit ca prorocii să scrie prorociile și ei să urmărească în primul rând împlinirea lor. Nu numai cei la care le prorocesc. Și după aia se ceartă între ei că nu s-au împlinit. Ia să-ți le mai scrie și prorocul. Sau nu v-a pus Domnul asta să spune. Sau nu aveți secretar. Mai știu eu. Ce scrise. Și ele vor fi o frumusețe în urmă când vor vedea cum se împlinesc. Iar dacă nu se împlinesc, le duci la corectat. O pe ele, o prorocul. Un al doilea aspect. Ieremia a trăit într-o vreme înconjurat de proroși mincinoși. Citim în capitolul 14, 14 la 16. Dar Domnul mi-a răspuns. Să știți, și prorocii mincinoase și vedenii mincinoase. Prorocii lor prorocesc minciuni în numele meu. Poate spune cineva, Iisus Hristos a venit în trup și l-a început și la gata. Și pentru aia poate minți. Foarte simplu. În numele meu, eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă, nu le-am vorbit. Ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase și prorocii deșarte înșelătoare și închipiri scoase în inima lor. De aceea așa vorbește Domnul despre prorocii care măcar că nu i-am trimis, eu prorocesc și zic, nu va fi nici sabie, nici foamete. În dreptul predicatorilor și în dreptul prorocilor, care spun numai de bine, numai cu îngăduința creștină, numai cu harul, numai cu pace și liniște. Să știți, și eu aș vrea să predic numai așa și cred că și prorocii ar vrea să prorocească numai așa, numai de bine. Dar nu suntem așa de prostuți să ne alegem cu dușmani. Nu mai auziți ce spune aici? Despre cei care zic, nu va fi nici sabie, nici foamete și totul va fi bine. Aceia care le prorocesc, ei vor fi întinși pe uliții Ierusalimului de foamete și sabie, nu va avea cine să-i îngroape nici pe ei, nici fiilor. În varsă ochii, spune versul 17, zi și noapte, că și fecioara poporului meu este lovită de o rană foarte usturătoare. Numai Ieremia, Mica, Ezechiel și alții care sunt în Biblie, ăștia au prorocit mai mult de rău decât de bine. Au prorocit și făgăduințe frumoase, știți? Și făgăduințe frumoase despre Israel și venirea Domnului și Domnul Hristos, dar păcatul a fost scos în evidență. Iar dacă în extrema cealaltă se duce cineva, el numai, acum dacă descoperă păcatul, nimic de spus, dar că cineva e peste măsură de negativist, nu vede că rău, există și extrema cealaltă. A spus Domnul, dacă ochiul tău este rău, sunt unii care tot văd în negru,